pe picioare și nu funcționează, s-o lași mai bine. Da. Un an, trebuie să vezi că e un drum bun, dar un an plus minus, în principiu, e un orizont de timp previzibil, predictibil, gestionabil. Ce se întâmplă este atunci când faci rost de mulți bani din afară, cum sunt fondurile de investiții care finanțează diverse proiecte. Uitați-vă, știu eu, sunt afaceri și în tehnologie, ca să nu dau nume, care merg pe pierdere, deși s-au extins la nivel mondial foarte mult și care continuă să pierdă bani serioși pe fiecare comandă. Dar iar îi susține asta se bursa, nu? Sau? Da. Deci atâta timp cât ei fac majorări de capital și investitorii le dau bani, ele vor funcționa. Doar că nu ai totuși garanția faptului că business-ul va fi viabil. Adică dacă el n-a ajuns, dacă el s-a extins extrem de mult, și n-ai totuși nu e profitabil, n-a ajuns să se autosusțină, sunt niște semne de întrebare care se ridică. Adică la ce nivel se va autosusține? Asta înseamnă poate că nu că poate... Poate că vor să omoare concurența, poate este o tactică de dumping o perioadă. Am înțeles. Și cât bani pierzi? O grămadă de bani. Și după aceea ce cum faci? Cum îi recuperezi? Dublezi prețurile? Să zicem că ai mărit prețul, da? Bun. Dar dacă ai dublat prețul, a venit un alt competitor care n-a pierdut până atunci bani. Deci nu poți nici să dublezi prețurile. Deci trebuie să rămâi în zona aia. Asta înseamnă că tu, de fapt, nu prea ai marjă. Omori pe toți, ok, ai rămas singur, dar nu poți să te duci cu prețul foarte sus, da? Deci vei fi acolo și în momentul în care pierzi clienți, că poți să mai apară alți competitori, sau poți să pierzi clienți sau să nu câștigi în același ritm clienți în care l-ai anticipat, sau să apară, nu știu, orice alt factor extern sau intern care să te deturneze de la scopuri și atunci tu vezi că pierzi bani. Și foarte multe startup-uri se pierd la modul ăsta și mulți bani, de-aia și ceea ce finanțează Business Angel. Ei vin și bagă într-un pool în 20 de companii, știu că o să reușească una. De alea 19 nu mai aude nimeni. La revedere, dar alea sunt majoritare, da? Și reușește una foarte bine. Richard Branson spunea în autobiografia lui: lumea știe afacerile în care am avut succes, dar am avut și afaceri în care am eșuat. Da. Și dădea diverse exemple. De exemplu, o afacere așa amuzantă a încercat să pună în vânzare prezervativele Virgin. Nu prea au gustat lumea gluma. Și a trebuit să le retragă ca să dau un exemplu mai amuzant. Eu am mai avut un magazin online de flori care nu a funcționat foarte bine și am închis proiectul sau un magazin online de carduri cadou. Adică important e ca grosomodo, pe global, sigur că dacă rata generală media e că subzistă sau, mă rog, reușește să ajungă la succes o afacere din 10, nu? Dacă eu am avut una bună și una rea, iar aia bună a fost mult mai bună decât aia rea, atunci randamentul e foarte bun pe ansamblu, pentru că media e la 1 la 10. Important este, dacă tot avem această zonă antreprenorială care este aspirațională în sine, pentru că omul vrea să câștige mai mult, omul vrea să fie liber, omul vrea să fie independent, omul vrea să-și pună ideile. Exact. Deci zona antreprenorială, există această dorință naturală a omului să fie acolo, iar asta ar asigura independența cât mai multor oameni, pentru că așa ajungi la cel mai mare câștig, după cum am demonstrat anterior, ca să zic așa. Atunci trebuie să ne punem problema ca societate, cum facem ca cât mai multe afaceri să reușească. Cum facem să nu mai eșueze 9 din 10? Și după aceea trebuie să luăm fiecare factor care poate să genereze insuccesul unei afaceri. Și trebuie luat fiecare în parte, analizat și reparat. O afacere poate să eșueze din multiple considerente. Parte țin de antreprenor. Se spune că cele mai multe țin de antreprenor. De acord, dar există și o parte care ține de această zonă de reglementare și birocrație, de nelibertate, de nepiață liberă, măcar pasta să o eliminăm. Pentru că cred că poate n-ar mai ieșua 9 afaceri din 10, poate ar ieșua 8 din 10. Am înțeles, dar am avea un număr dublu
de antreprenori. Număr dublu în ofertă, vă dați seama ce presiune ar fi pe prețuri și ce beneficii pentru consumator. Ce mică diferență la ce mare rezultat da, ar duce. Da. Niciodată m-am gândit din perspectiva asta, dar aveți dreptate. Da. Se dublează pur și simplu. Doar se da. Numai dacă eu am înțeles. Birocrația și reglementarea au o pondere mică. Nu e chiar mică. Dar hai să mergem pe această zonă. Dar impactul ar fi major. Și implicit beneficiu pentru consumator. Riscul ar fi mai mic, mai mulți oameni ar fi tentat să intre în antreprenoriat și mai mult și-ar realiza visele. Toleranța pentru eșec. Trebuie să fii capabil să încasezi, nu? am mai abordat tema asta tangențial într-o emisiune. Tiparul meu este să imaginez un worst case scenario în momentul în care mă duc într-un proiect nou și să văd dacă sunt ok cu acel worst case scenario. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla dacă fac o anumită acțiune sau pornesc un anume demers. Nu vă convine să fiți în situația respectivă, dar îl imaginez. Dacă îl imaginez și văd dacă sunt ok cu el, dacă ăsta devine realitate. Ok, dacă devine realitate și ce? O să fac asta și o să rezolv și o să nu știu. În momentul ăla, tu te-ai obișnuit cu worst case scenario și ți-a dispărut frica. Nu îți mai e teamă. În momentul în care nu îți mai e teamă, știi cum e, spunea Churchill, cel mai singurul lucru de care trebuie să ne fie frică e frica însăși. Da? Dacă nu mai ne e teamă, avem curaj. Devenim foarte puternici. Dacă devenim foarte puternici, probabil că acel worst case scenario nu se va întâmpla. Pentru că devii foarte puternic. Știți, deci asta e formula mea. Acum poate să existe N formule, nu am monopolul formulelor câștigătoare, dar pe mine m-a ajutat. Apropo de rolul fricii, deși mă rog, se spune dintr-o altă perspectivă că are și o parte pozitivă și ați fi frică, este și un factor motivant pe de-o parte. Nu vrei ca cel mai rău lucru să se întâmple, bineînțeles, dar dacă se întâmplă, nu este un dezastru. În definitiv, dacă tu vrei să folosești viața ca o experiență, de fapt, ești ok să treci prin orice situație posibilă. Da, și în pușcărie dacă ajung. Și asta e o perspectivă foarte frumoasă. Ajungi în închisoare la un moment dat. E o experiență de viață. Gigi Becali a spus, și ce, domnule, pușcăria n-a fost făcută tot pentru oameni? Da. Deci, în momentul ăla, ți-a dispărut frica și ai devenit foarte puternic. Da, ok, au mai stat și alții. Nelson Mandela, Corneliu Coposu, ca să luăm exemplu apropiat, a stat 17 ani. Ok, nu e ceva de dorit, nu e ceva pe care să ți-l dorești, nu e omului ăluia, i s-au furat practic, gândiți-vă că în cazul Coposu a stat 17 ani între 30 și 47 de ani. Exact, adică vârful vieții unui om. E la temelie, cum se spune, da? Este extrem de neplăcut, categoric. Dar e o experiență și asta și trebuie să vezi ce poți câștiga din ea. Trebuie să-ți găsești aceste... N-are sens să abandonezi. Să știți că am fost la un moment dat cu titlul de parte dintr-un curs pe care l-am urmat și într-un penitenciar, să văd care sunt condițiile. Și ni se spunea de acolo ce curs ați urmat? Un curs în domeniul securității național. Și pe care fac mulți politicieni, e la modă. Și ni se spunea că pentru mulți oameni, mulți locatari ai penitenciarului, a venit iarna să stea în penitenciar, comit o infracțiune intenționat special, să fie băgați acolo, pentru că au condiții de cazare, de masă, pentru ei oricum sunt obișnuiți cu, e ca și cum s-ar duce în a doua casă, mai bune decât acasă. Acasă poate n-au 3 mese pe zi, poate n-au... Da. Mă rog, să nu se înțeleagă greșit, condițiile de acolo sunt destul de sinistre. Dar pentru anumiți oameni din societate... Și cu o anumită parte a anotimpurilor... Da, viața de acasă este chiar mai sinistră decât aia. Da, este o anomalie. E anormal. Pentru că dacă tu, practic, favorizezi infracțiunea prin asigurarea unor condiții, practic, mai bune, nu? Preferabile... Vreau să fac o infracțiune mică ca să stau în pușcărie să trec iarna. Asta înseamnă că este ceva neregulă în sistemul în care gestionăm noi relația cu noi ca societate, relația cu aceste infracțiuni. Adică pușcăriile, eu nu sunt foarte de acord cu accepțiunea că sunt
știu eu, condiții inumane și pe oameni nu i-a pus nimeni să facă infracțiuni. Ba chiar ar trebui să-și plătească cazarea în acele pușcării. Ca nu, celebra legendă că în unele cazuri unii trebuie să plătească glonțul cu care sunt executați. Nu? Păi eu nu înțeleg, adică vine cineva, îmi dă una în cap, îmi fură din casă și după aceea eu îi plătesc cazarea, adică exact, este total anormal. Adică unde, ca și contribuabil, așa unde este. S-a ajuns în această, cu acest concept drepturile omului, în care nu se vorbește deloc despre obligațiile omului, toată lumea vorbește despre drepturile omului, se ajunge, s-a pervertit conceptul de o manieră la care ajungem la niște anomalii de tipul ăsta. Hai să fac o infracțiune, să trec iarna în pușcărie. E ciudat și e de îndreptat, dar dacă noi acționarii ajungem la discuțiile pe care le-am mai avut, nu cerem schimbarea acestui lucru, sigur că atunci ne ocupăm de legea mirosului și de alte bazaconii. Dacă vă uitați în Parlament, astea sunt preocupările societății, nu faptul că noi plătim cazarea în pușcării, când din contră ar trebui să le reducem pedeapsa, ei compensând eventual prin muncă, să muncească și să-și reducă pe ce. E așa trebuie, dar iar nu cu cărți scrise, nu despre asta e vorba. O muncă pentru care există cerere pe piață, ca să existe valoroasă. N-a cerut piața să scrie cărți. Piața poate să ceară să construim un bloc sau un pod.